Deci este senzațional de important ca să vedem exact cum acționăm. Nu știu dacă n-am avut emoții data trecută și voi fi înregistrat sau nu lecția anterioară, adică cele 15 minute, dacă am apăsat pe butonul aici și mai trebuie să lucrez eu, să vedem dacă pe înregistrare apăs. Dacă nu apăs pe înregistrare, am pierdut tot. Așadar, reiau exercițiul de la bun început. Iertați-mă că mă repet, dar nu pot să accept ideea că n-am înregistrat partea asta foarte importantă. Și atunci, insist, dragilor, am dat funcția așa, evident, este egal cu 4 expus 1 spre 3 minus 2, în tentativa de a scoate în evidență ce importanță foarte mare are codomeniul. Deci codomeniul. Despre domeniu am spus că de la bun început, dacă dau numai rețeta, nu domeniul trebuie imediat să pornim la treabă după el. Dar vedeți voi că influențează și codomeniul în stabilirea. Câte vreme am cerut imagine care să apară să fie numai întregi, adică după înlocuirea lui X de aici, ceea ce rezultă să fie numai în numere întregi, aceasta a constituit o restricție foarte dură. Și condițiile care le-am impus pentru ca să întâmple chestia asta, am zis F definită pe Z. M-am grăbit aici să sunt Z, cu valori în Z. Trebuia să spun numai definită pe două puncte, fără Z precizat. Când, în clipa în care scrii chestia asta, înseamnă că tu te-ai asigurat deja. Și ce mai bas câmpii să mai umbli după domeniul definiției? Este aiurea. Așadar, trebuia să spui cu valori în Z și domeniul, semn de întrebare trebuia pus aici. Și urmează să muncim pentru chestia asta. Puneam condițiile. Ce condiții? Numitorul să fie diferit de 0 ca să aibă rost fracția și numitorul să fie un divizor al numărătorului, adică după înlocuire să se facă împărțirea exact. Ei, treaba asta a fost de un spectacol extraordinar, pentru că eu, condiția impusă e un predicat în componența căruia intră două predicate, pe 1 și pe 2. Pe 1 care spune, vezi tu care sunt X și din Z pentru că ai diferit de 0. Și după ce vezi asta, din mulțimea aceea pe care stabiliu-o, vezi și din asta, adică selectezi pe acelea mulțimi care fac pe ăsta să se divide la celălalt. Sau fac pe ăsta să se divide la ăsta, sau ăsta să fie un divizor acestuia. Divizor acestuia. Așa. Adică 4x plus 1 se împarte exact la 3x minus 2. După înlocuire ați văzut, cu 1 și cu minus 3 înlocuite, mi-au dat valoarele 5 și respectiv 1. Dragilor, eu sunt chiar entuziasmat pentru că acum ating și niște puncte sensibile în ceea ce privește logica matematică. Deci, fără să vreau, m-am dus la propoziții, am vorbit de predicate și am văzut acum că din două sau mai multe predicate putem face un alt predicat mai amplu care să fie rezultatul unei îmbinări din cele două predicate, un alt predicat legate între ele prin niște conectori. Conectori și sau negația, am văzut-o. O să vedem și implicația. Ușor, dar nu forțăm lucrurile, pentru că în timp ce facem treabă, ne dăm seama și ce importanță are logica matematică. De ce să faci logica matematică în școală? O faci într-un capitol acolo și o lași uitată și te apuci cu P și Q, nu știu ce, variante, 0, 1, 1, 0, nu știu ce, pe acolo. Trăsnai de-a dreptul. Nu facem logica matematică pentru că ea este impusă datorită condițiilor din teren, apărută din timpul lucrurilor. Acum am înțeles ce înseamnă un sistem de condiții. Înseamnă pe 1 și pe 2. Adică ar fi, dacă aici găsesc mulțimea de adevăr pentru predicatul ăsta, din coace mulțimea de adevăr, se fac intersecțiile celor două mulțimi. Da, se văd elementele comune. Corect. Există o legătură perfectă între operații cu mulțimi și ceea ce se întâmplă în operații cu predicate. Pentru că operațiile cu predicate conduc la niște mulțimi de adevăr, adică acele mulțimi pentru care predicatele devin propoziții adevărate. Și foarte interesantă treaba. Acum, m-am apucat de primul predicat și am spus că mi-e foarte dificil ca să găsesc toți și pentru care diferit de 0, pentru că înlocuindu-se am văzut că foarte mult. Atunci am luat negația. Dificil aici. Am luat negația. Negația am luat-o cu non, nu.
invers, adică să fie egal cu zero, cine sunt aceia, și am văzut că doi pietre, dar să nu mă frământă, că nu-i ele mele ca să-mi intri în centru atenției, că eu numai și din zero. Tot timpul, orice X nu știu înlocuit, totdeauna 3.2 diferit de zero, deci asta e adevărată, mulțimea de adevăr este Z aici. Tot Z-ul, în care X-ul are voie să se miște. Bun, 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 bun. Celălalt predicat mi-a dat mare bătaie de cap. Celălalt predicat pur și simplu m-a muncit din rădăcini, așa. Pentru că eu nu am mai făcând de mult chestia asta. Nu știam acum dacă am șansă să duc până la bun sfârșit egheștiul ăsta. Deci, al doilea spunea, 3x-2 să-l dividă pe 4x+1. Cu alte cuvinte, caută tu pe acei x pe care dacă înlocuiești, îndată, îți dă și un număr, din coace îți un număr, și de asta să fie un divizor acestuia. Asta era problema. Și atunci m-am dus pe ceea ce mai m-am amintit de când eram și eu în clasa a 5-a, că dacă D divide pe A, D divide pe B, atunci D divide combinația A ori X plus B ori Y, și am dat și exemplu pe numere, am plecat acolo și ați văzut mai devreme. Ei, dragilor, și am zis, dacă aș crea condiții cu D divide A, D divide B, eu am numai D divide A aici. Dar D divide B cine să fie? Păi 3x-1 îl divide pe el, se divide, nu? La 3x-1. 3x-1 este un divizor al 3x-2. 3x-2 al 3x-2. Perfect. Și am făcut chestia asta, am aplicat, indiferent ce alfa și beta pun eu aici, am pus alfa și beta ca X și Y, ar fi fost o confuzie. Și am luat alfa 3 și beta minus 4, ca așa am de voi, și am ajuns că te divide pe 11. Și care sunt divizorile 11? Sunt 1 plus minus, întregi. Nu, divizorii fără discuții, că la mulțimea numărul întregi vorbesc. Plus minus 1, plus minus 11. Și am rezolvat acestea și m-au dat doar două valori, 1 și minus 3. Și atunci am stabilit corect domeniul definiției, fiind definită pe 1 cu valori în minus 3 și cu valori în Z. Vedeți? Mi-a dat mare bătaie de cap asta de aici. Dacă eu eram inspirat și în loc de Z puneam Q, nu aveam nicio treabă. Atunci știi să... Noua funcție, foarte bine, deși aceeași lege avem, deși aceeași lege, hai să vedem noua funcție pe care o precizăm acum, în condițiile de mai sus, în condițiile de mai sus, aș spune așa, hai să notăm că F1 ce am avut aici. Deci F1, tripletul, asta este A și ăsta este B. Mulțimea F1, funcția care a fost definită este așa, asta, F1 de X egal cu 4X plus 1 supra 3X minus 2, F definită pe minus 1 pe 3 cu valori în Z, da? Iar tripletul este F1, zic așa, F1, A1 și B1. Adică, în cazul nostru, Z. Z. Așa este tripletul. Să știți că o altă funcție, F2 de X, cu aceeași relație, 4X plus 1, supra 3X minus 2, cu A-ul același stabilit dinainte, A-ul egal cu mulțimea formată din 1 și minus 3, iar dacă B-ul este luat doar din elementele 5 și 1, este cu totul și cu totul o altă funcție. Deci este un alt triplet, e vorba de F2, altă funcție, F2, A-ul care este același, dar B-ul este altul și iată-ne că am de-a face cu un alt triplet în condițiile acestea, o altă funcție. Deci dacă unul dintre elemente se schimbă, cu totul și altul, nu mai vorbesc de alte legi, alte legi cu totul și cu totul altceva. Deci în condițiile în care eu am mișcat codomeniul, am dat, aici erau elemente foarte multe în plus. Singurul care m-a interesat era 5 și 1, dar multe, foarte multe, iar pe voastră în plus. Și atunci, sigur că o altă mulțime. Între Z de aici și 5 și 1,
Iată, aici e mulțime formată din două elemente, din coace din toate elementele. Deci e clar că e o mulțime diferită una de cealaltă și nu avem voie să spunem că avem aceeași funcție. Și iată o altă funcție, dacă spun F3 de X, cu aceeași rețetă, 4X plus 1 supra 3X minus 2, dar acum să iau drept domeniu Z, deci A o să fie egal cu Z, iar B-ul să fie egal cu... Nu, Z mai puțin un element, că n-are rost numitorul, 2 pe 3. Z minus 2 pe 3, așa e corect. Z e, minus 2 pe 3, B-ul să las Q, toate fracțiile. Și atunci tripletul F3, A-ul și Q sunt cu adevărat, nu, tripletul acesta indică o altă funcție. Deci, dragilor, este suficient să mișcă un pic, fie domeniu, fie codomeniu și cu totul și cu totul altă funcție. Sper că v-am convins din tot ce am vorbit aici că la definirea unei funcții este esențial să am în vedere elementele domeniu, codomeniu și legea de corespondență. Deci acestea sunt trei. Acum să vedem restricțiile ei, adică ce înseamnă modul de asociere. Deci am scos în evidență importanța celor trei. Deci importanța celor trei, făcând un exercițiu de o frumusețe rară. Și deci am făcut acest exercițiu, am făcut un lucru foarte interesant. Și acum să vedem modul în care se face asocierea. Corespondența, cum se face. Din ceea ce am văzut în modelul anterior, în domeniu se întâmplă așa. Fiecărui element aici. Nu se întâmplă ca să rămână. Bunare, eu nu puteam să-l las în 10 și pe 2 pe 3 în domeniul definiției. Dacă lăsam și pe 2 pe 3 aici, când făceam pe X cu 2 pe 3, imaginea 2 pe 3 nu o pot găsi, pentru că aici îmi vine ceva pe 0. Deci, în domeniu, foarte, 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 foarte important, nu trebuie să apară elemente, deci în domeniu nu trebuie să apară elemente pentru care nu putem găsi imagini. Fiecărui element de la pornire, fiecăruia să-i găsim imagini. Deci fiecărui element de aici la pornire să găsim imagini. Pentru orice element X din domeniu, pentru orice element X, să găsim Y din imagine, din codomeniu. Deci față că ce vrea să funcția asta să spună. Fiecare element din A, de la pornire, să aibă imagini. Dar aici s-ar putea să aibă două imagini? Adică minus 3 să aibă și pe 5 și pe 1 sau altul aici? S-ar putea un element să aibă două sau mai multe imagini? Adică când înlocuiesc, să nu știu cât îmi dă. Fie îmi dă asta, fie îmi dă asta. Nu, nu. Când după ce am înlocuit, mi-a dat precis. Adică fiecare element din A se corespunde unul și numai unul din B. Asta era. Deci asta este esențial. Deci, iată, din nou mă sună. Așa. Să închidem camera.